v-ați pune și voi atât de naturale că eu pe cuvânt că mi-aș pune. Încercați să-l păstrați în lapte sau în ser fiziologic. Încă o dată băgăm freza, dar nu pe toată, ci doar jumătate și încă un pic. Bine ați venit la un nou episod din Dentistry Hub. Eu sunt Cristi, sunt dentist în București și o să vreau să vorbesc astăzi despre cum pregătim dinții pentru fațete. Și o să vă arăt niște dinți de un aspect atât de natural încât, pe cuvântul meu, dacă nu mă gândesc și eu, să-mi pun fațete. Sunt foarte, foarte aproape convins că îmi doresc și eu fațete care arată mult prea natural. Fac clipul ăsta pentru că știu că am urmărit pe YouTube bă, și sunt nemulțumit că nu găsesc niciun video, niciun, nu știu, o o producție mi-aș dori să găsesc, dar nu pot nici eu să fac treaba asta, în care să se explice în cel mai mic detaliu cum să pun niște fațete dentare. Nici de clipurile pe care le-am făcut eu nu mai sunt mulțumit, alea pe care le-am făcut acum ani de zile, dar încerc să le reînnoiesc, să le updatez cu noua experiență pe care am dobândit-o și să vă explic cele mai mici detalii pe care le folosesc în momentul în care pun niște fațete. Hai să-i dăm drumul. Avem această pacientă care ne zice că își dorește fațete dentare. De ce? Pentru că avem un incisiv lateral foarte vestibularizat, foarte ieșit în afară, un incisiv central cu o poveste foarte interesantă. Pacienta asta a venit la mine, la este prietenă cu tehnicianul nostru. Și a venit la mine într-o urgență pentru că îi să rupsese exact dintele ăsta, incisivul central. Așa era dintele ei fracturat și a venit cu el în mână l-am tratat, l-am curățat, am făcut adeziune și l-am lipit înapoi. Nu mi-a venit să cred că a rezistat până acum și că ar mai fi rezistat mult și bine. Îl avea de, cred că, jumătate de an, lipit la locul lui acolo. Nici măcar nu se vede vreo urmă de unde a fost lipitura. Dacă ne uităm mai cu atenție, ia să vedem. Dar nu, nici dacă mă uit cu atenție nu o văd. Adică față de unde era dintre înainte și unde e lipit, acum eu nu văd lipitura. În schimb, văd plomba. Văd că e această fractură în materialul compozit, și văd motivele pentru care pacienta își dorește fațete. Fac o mică paranteză, dacă vi se întâmplă un accident și vă rupeți un dinte, vi-l fracturați, încercați să-l păstrați în lapte sau în ser fiziologic. Mergeți până la prima farmacie, luați un ser fiziologic și băgați dintele în ser. Și mergeți de urgență la primul cabinet stomatologic pe care îl găsiți, pentru că acel dinte se poate lipi. Adeziunea smalț pe smalț este incredibil de bună după cum vedeți, pacienta a stătea cu dintele ăsta de peste jumătate de an și zicea că mânca normal, mușca din alimente și că nu, nu s-a fracturat din nou. Mergem mai departe. Analizăm datele acestui caz. Astea sunt lucrurile care ies în evidență. Incisivul lateral ieșit în exterior și incisivul central cu această foarte mare plombă pe el. Are un tratament de canal, de-aia s-a și spart. E mult mai casant un dinte când are tratament de canal. Vedem și cu contrastor, ca să observăm mai bine detaliile. Forme rotunjite, ușoare transparențe incizale ne ajută poza asta pentru ca tehnicianul să încerce să mimeze cât mai bine naturalul. Din lateral am fotografiat, ca să vedeți, incisivul lateral cât era de ieșit în vestibular, în afară. Acum, în mod normal, ok, propunem pacienților să-și pună aparat. Dar dacă pacienta nu și-a dorit aparat, nu și-a dorit nici măcar gutiera aceea invizibilă, să poarte o Invisalign pentru 2-3 luni poate, ca acel dinte să intre un pic mai în interior, am zis ok, varianta fațetă va fi o idee mai invazivă, dar va fi mai rapidă. Cu mențiunea că e posibil să apară sensibilitate când le fuim așa mult dintr-un dinte. Dacă apare sensibilitate, ea dispare într-o lună, maxim două. Dacă după aceste o lună, maxim două, nu dispare, atunci s-a produs ceea ce se numește o hiperemie ireversibilă. este o inflamație a pulpei, a nervului dintelui, ireversibilă și va fi nevoie de un tratament de canal. Pacienta înștiințată, de acord, dăm drumul la treabă. Înainte de a prepara pentru orice fel de fațete, bag un fir sub gingival. Acest fir este îmbibat și într-o substanță astringentă, substanță care îmi retrage ușor gingia. De ce fac asta? Pentru că nu vreau să ating cu freza gingia. Dacă aș atinge cu freza gingia, n-ar fi nicio problemă că gingia s-ar reface, dar gingia ar sângera o idee. Nu mult, nu vă speriați când auziți de sângerare gingivală. Gingia ar sângera o idee și m-ar încurca un pic la amprentă. Dacă pun un fir de la început, substanța în care e îmbibat firul îmi face și vasoconstricție, îmi și retrage ușor gingia și îl și ajută pe tehnician să vadă limita reparației mult mai bine. După care ne facem niște ghidaje. Luăm o freză sferică, o freză pe care dentiștii o folosesc pentru a face plome. Eu o folosesc ca să-mi fac ghidaje pentru fațete. O măsurăm. Vedem că avem capul frezei cu diametru de 2,2 mm, tija frezei cu diametrul de 1,4 mm. Dacă scădem 2,2 minus 1,4 ne dă 0,8. Asta înseamnă că eu dacă o să înfund freza până în tijă la dinte, eu o să șlefuiesc maxim 0,4 mm din dinte, ceea ce este arhi suficient pentru o fațetă. Dacă nu vrem Atenție, dacă nu vrem să-i schimbăm culoarea, pentru că dacă vrem să schimbăm culoarea dintelui din fațete, ar trebui să lefuim cam cu 0-2 mm în plus pentru fiecare nuanță de culoare pe care vrem să o schimbăm. Dar o să vă arăt și la sfârșitul clipului un caz unde am făcut acest compromis cu pacienta tocmai ca să nu lefuiesc atât de mult ca dinții să devină sensibili. Și vedeți ce se întâmplă când se fac astfel de compromisuri. Bun, dar ce facem cu acest incisiv lateral? Înainte de a ne face ghidajele, noi trebuie să reducem această muche a incisivului lateral, să ajungă la același nivel cu incisivii central și cu incisivul lateral de parte opusă, după care băgăm în el freza de ghidaj. Deci acolo vom lua spre 1 mm, din păcate. Dar altfel nu avem cum să rezolvăm asimetria. După ce folosim această freză, vedem în funcție de ce fel de dimineață avem, putem să facem fie niște dungi, pur și simplu, fundate la 0,4 mm, fie dacă avem o dimineață bună, să facem un smiley face, să facem o guriță. După care, după ce facem acest lucru, ce se întâmplă? Păi le fuim și gata. Nu chiar. După ce facem acest lucru, venim cu un creion chimic și unde am făcut fățuca și cu smiley face-ul și ochișorii, desenăm cu un creion chimic, după care începem să-i șlefuim din dinte până când dispare creionul chimic. Pentru că altfel tu nu prea ai de unde să știi dacă ai șlefuit 0,4 sau 0,6 sau 0,8. Doar dacă faci ghidajul. Ne folosim și de creionul chimic care nu se îndepărtează cu apă. El este permanent, trebuie frezat. Bun! După care ne facem și niște ghidaje verticale, niște ghidaje de cât să luăm din incizal. Ca să-i dăm tehnicianului spațiu să creeze acea transparență frumoasă la nivel incizal, ar trebui să luăm undeva la vreo 2 mm. Smalțul în acea zonă incizală este de 2 mm, așa că recomandarea mea ar fi să nu iei chiar 2 mm, să iei undeva la 1,5-1,7 mm. Cum facem treaba asta? Păi ne folosind o freză cilindrică cu granulații verde, o freză să fie activă, pe care o măsurăm și vedem dacă are un milimetru sau mai mult sau mai puțin. În cazul nostru, această freză, granulație verde, are un milimetru. Și o înfundăm în muchea incizală. După ce o înfundăm în muchea incizală, trecem cu freza orizontal și am frezat, am șlefuit un milimetru. Și acum acum mai luăm încă un milimetru, încă o dată băgăm freza. Dar nu pe toată, ci doar jumătate și încă un pic. Și așa știm că suntem între 1,5 și 2 mm. Dacă avem o zi bună, la fel. După ce am făcut ghidajele, putem să facem niște cornițe dintelui, putem să-i facem uh, o privire ranchionoasă uh, acum și să ne continuăm șlefuitul și să lăsăm glumele deoparte. Șlefuirea finală. După ce am terminat de șlefuit cu freza verde, cu granulație verde, care e foarte activă, trecem cu o freză cu granulație roșie, cu care să finisăm preparațiile. Aici, vedeți, cu toate că am băgat acel fir sub gingie, am atins foarte fin, probabil gingia și a apărut o mică sângerare, dar nu e absolut nimic de speriat. Așa arată preparațiile după freza verde. Adică vedeți că nu e neapărat cea mai fină preparație. În schimb, ce puteți observați? Puteți observați faptul că incisivul lateral a fost băgat înăuntru pentru a i da tehnicianului spațiu să ne refacă acolo cu o fațetă din Emax și să i avem pe toți patru în linie. Și după ce vom finisa și cu o freză cu granulație roșie, dinții vor arăta așa. Vă mai zic un secret, contează foarte mult pozele. Pentru că înainte când aveam un blitz ring flash, nu puteam să scot detaliul ăsta în poze. Acum am un twin flash, am niște softbox-uri pe care le folosesc chiar la scaun și am nivelul ăsta de detaliu. Toate frezele pe care le folosesc în timpul preparațiilor pentru fațete sunt astea. Fațete, coroane. Sunt șase freze mari și late și nimic mai mult. Nu văd de ce s-ar trebui mai multe. Văd o grămadă de seturi de 10 freze să le folosești pentru preparația fațetelor. Keep it, principiul chis. stupid. Folosesc 6 freze marșilate. Una, cea mai comună freză pe care o găsești, pe care toți medici o folosesc pentru plombe, o freză cu granulații verde, o freză cu granulații roșie, o freză pentru finisat la final, finisat provizorile, ajungem și la asta. Mai poți folosi o freză cu granulații galbenă, ca să fie și mai fină treaba, și încă o freză pară pentru suprafața palatinală, suprafața din spate a incisivilor centrali, în cazul în care îi lefuiești pentru coroane. Alt caz, același protocol, Inițial pacientul arăta așa, vedeți, multe plombe de colet, multe discolorații, multe probleme cu plombele astea vechi. Pregătim dinții pentru fațete. Aici avem 1,5 mm poate din muchea incizală, 0,4 mm din suprafața vestibulară. Hai să vă arăt și de sus cum arată. Alt pacient, vedere de sus, după care dinții preparați arată așa. Vedem că avem o grămadă de smalți peste tot, suntem doar în smalți. Cazul final, vă fac un mic teaser. Arată așa, superb. Cred că cele mai frumoase fațete pe care le-am văzut vreodată, de mă, mă fac și pe mine, mă tot gândesc oricum de ceva vreme să-mi pun și o fațete. Jur, sunt niște fațete impecabile. Pixel Dent, Bogdan Pavel, Instagram, vi le las în descriere, vi le las uh, uh, aici în video. Încă un aspect de luat în calcul, atunci când preparăm pentru fațete, trebuie să păstrăm curbura vestibulară a dinților. Adică să-și le fuim în trei planuri. Primul plan cu freza în dreptul pragului orientată așa, al doilea plan în medie cu freza orientată așa, vedeți și freza despre care v-am zis cilindrică cu granulație roșie și ultimul plan cu freza orientată așa pentru treimea incizală. Dacă avem după aia chef să facem și niște poze artistice, facem. Asta este o poză cu freza pe care o folosesc pentru finisatul provizorilor. Deci bun, hai să vedem care sunt etapele. Am terminat de preparat dinții. Noi înainte am luat un mulaj după dinții pacientului, de care ne vom folosi ca să facem provizorile. După ce terminăm de preparat dinții cu aceste toate frezele astea, ca altele în plus nu ne mai trebuie. După ce terminăm de preparat, scanăm pacientul, amprentăm digital, mă rog, după care punem provizorile. Imediat după ce le punem, provizorile nu sunt cele mai grozave, ele pot ieși cu imperfecțiuni, pot ieși cu fisuri, dar nu e absolut nicio problemă. Materialul de provizorii este un compozit, este o rășină. Putem să completăm apoi cu material de plombă fluid și să ajungem la rezultatul ăsta, după care să le finisăm drăguț cu acea freză ascuțită de care v-am zis, și să arate ca în această poză. E important să le finisăm la baza gingiei și să lăsăm spațiu pentru papile. Triunghiulețul ăsta de gingie să rămână ascuțit, adică. Pentru că altfel, când vom da jos provizoile, dacă avem o gingie inflamată, gingia aia va sângera și nu poți să cimentezi fațete pe sângerare. Trebuie să cimentezi fațete pe uscat. Trebuie să-ți pregătești terenul de dinainte. După care... Așa arată de sus. Vedem aici îmbinările dintre provizorii dinții, să nu existe gheapuri, ceva care să o zgârie pe pacientă și explicăm pacientei care sunt indicațiile pe care le are până când vor veni definitivele și anume nu bagi ața printre provizorii, nu ai nicio șansă să treci, că alea sunt unite, sunt foarte fragile, se pot sparge, pot cădea, dacă se întâmplă lucrul ăsta. Nu e absolut nicio problemă, decât dacă e un disconfort estetic sau un disconfort dureros. Dacă se întâmplă unul din astea două, vin apoi în cabinet și le punem înapoi. După care așteptăm să vină fațetele definitive și ele arată cimentate așa. Fațetele mădălinei, pacienta din acest caz, arată superb integrarea coloristică, e minunată, gingia s-a vindecat superb, totul este impecabil, doar mulțumită tehnicienilor. Bogdan, echipa lui de la Pixel Dent. Jos pălăria, mi se pare că fac o treabă impecabilă și acest caz mă încântă foarte, foarte tare. Sper că detaliile pe care le-am dat aici nu le-ați mai văzut nicăieri. Sper că ați înțeles despre procesul de cimentare al fațetelor mai multe decât uh, poate știați deja, lăsați-mi la comentarii părerea voastră cum vi se par fațetele din cazurile prezentate. Vi se par suficient de naturale? V-ați pune și voi atât de naturale că eu pe cuvânt că mi-aș pune. Ca să fiu fully promotorul fațetelor naturale. Mersi frumos că m-ați urmărit. Aștept părerea voastră în comentarii. Pe noi ne găsiți pe peste tot, pe site, pe Instagram, pe mine mă găsiți pe Instagram. Cristine Del cu 23, unde postez mai frecvent ce fac prin cabinet. Ne auzim la cabinet cu programări începând cu luna septembrie, dacă nu chiar spre jumătatea lui septembrie. Până atunci, fully booked, concedii. Vă pup, mersi frumos că m-ați urmărit. Ne vedem în clipul următor. Pa!